care e pe câa. N e pe câa. Așa. Și P e pe AB. Așa. Și P este pe AB. Așa. Deci, dacă asta e mai mare, și asta, nu, asta e mai mică. Asta e mai mare, asta e mai mare, asta e mai mică. Și să vedem, tu ce raport ai? Ce raport? M, B pe M, C. Egal cu N, C pe N, A. Egal cu N, C. Așa. Aici să fie N, N, C. Pe N, A. N, C. Pe N, A. Și egal cu P, A pe P, B. Și egal cu P, acolo. A. Pe P, B. P, A pe P, B. Da. Egal cu P, A pe P, B. Atunci triunghiurile A, B, C și M, N, P au același centru de greutate. Așa. Pentru triunghiul ABC, cum scriem centrul său de greutate? Noi știm așa, fie triunghiul ABC și mă aparține angul. Bun. ABC și mână pus au același centru de greutate. Păi facem centrul de greutate, nu? Așa, deci luăm centrul de greutate a triunghiului ABC. Luăm ce frigurătate altul și altul îngării mă până. Așa. Al lui ABC, asta este G1. Și al lui mă până un G prin, da. Așa. Încărcăm noi aici figură, dar nu avem decât să... Și demonstrăm că sunt aceeași chestii. Ce e coincidență? Da. Și ca să aibă același centru de greutate... Ca să fie același punct, nu trebuie să ne dea 0, nu? Să ne dea vectorul 1. Da. Da. Deci, ori atunci ar trebui să arătăm că... GA plus GB plus GC. Păi nu e prima de aici? Că noi avem un triunghi ABC, avem G, centrul de greutate. Și știm că GA plus GB plus GC e egal cu 0. Așa. Noi mai avem încă un G, un triunghiul mână pus și știm că GN plus GP plus GM e egal cu 0. Deci G prim, da? Dacă da. Așa. Deci pentru G, pentru triunghiul ABC, ABC, ne conduce la GA plus GB plus GB plus GC egal cu 0 plus GC egal cu vectorul 1. Da. Mai aveți și relația despre G prim. Într-o unghiul mână până. Așa, într-o unghiul mână până. Că G nu. Că G, G prim mă plus G prim. Că eu n-am cum da, da, da. Plus G prim mă. G prim mă. Plus G prim tu egal cu 0. Egal cu vector nu. Asta le avem. Și acum ar trebui să fie o relație între G și G'. Între G și G'. Și noi aveam așa că 3GG prim parcă. 3GG prim. Egal cu A. Egal cu A prim plus B prim plus C prim. Dar noi nu avem A prim aici. A prim. Atunci A, M. Dar nici am că A, l-am folosit. Păi ar trebui să arătăm că... Închipuiți că acest triunghi minunat este pus deoparte. Da. Cum a fost A prim, B prim, C prim. Corect, dar să nu folosim tot punctul M, de ce folosim tot prim? Păi la, ne referim G prim la punct, la M, N, P. Da. La triunghi M, N, P. Acel triunghi de care am vorbit mai înainte, A prim, B prim, C prim, acum este aici. M, N, P, adică așa cum am scoat din M, N, P de aici. Aveam teorema asta, fie G și G prim, centrul de greutate a triunghiile A, B, C și A prim, B prim, C prim, atunci. A prim, plus B prim, plus C prim, egal cu 3 G prim. Am 3 G prim egal cu A, M, da, plus B, M, plus... A, M, plus B, M, plus C, M, plus B, M, plus C, P, 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 da? Da, așa. Asta știi. Da. Și noi dacă arătăm că A, M, plus B, M, plus C, B face 0, înseamnă că G coincide cu G prim. G prim acolo. Da? Deci... 3 G prim. Da, 3 G prim.
Deci dacă reușim să spunem că asta e egal cu 0, folosind proporționalitatea de aici, atunci... G coincide cu G'. G coincide cu G'. Și folosim și pe acestea. Mm-hmm. Deci folosim și pe acestea, da? Păi să vedem... Pe A. G A GA este egal cu AC plus GC. Deci GA este egal cu AC plus CG. AC plus CG, da? GA egal cu AC plus GC. Dar mai duceți totul spre M, spre M, spre P, de acolo mai duce. Eu știu asta, că GA plus GD plus GC face 2. AM. Hai să vedem AM, nu? Păi dacă MB pe MC egal cu NC pe NA, să ne uităm puțin la proporționalitate, și egal cu PA pe PB. Deci A, E, da? Nu. A, P, A, pe P, B. P, A, pe P, B, da. Egal cu N, egal cu M, B. Da. M, B, pe M, C. C, da. Deci e un fel de realitate, dar nu prea. Da. Adică A, G, S, P, paralel cu P, M. A, E, M, ăsta. Triunghiul ABC și triunghiul M, M, P, am zis, da? Da. M e pe BC. Deci, eu am nevoie de AM. AM, fiindcă M e în raportul ăsta, aș putea să-l văd în relația AC și AB, împărțind în relația respectivă. AM. Haideți să facem pe GA să scriem ca CG minus CA. G. Pe GA să scriem ca CG. 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 Minus CA. Minus CA. Pe GB să scriem ca... tot la fel. Dar GB e, avem aia, 2 pe... Avem K egal cu 2 aici. Dar nu știu ce trebuie să... Dar cum se face așa ca și chestii? JM. Deci JM. G prim M. Egal cu MB plus BP plus BA plus A, G prim. G, A. Deci trebuie să le folosim pe astea și să ne duc aici AM plus BM plus CP. Când am făcut chestia asta 3 GG prim, noi am scris pe GG prim ca fiind GA plus deci IM plus MB și mi-a ieșit GG prim. Da, haideți să luăm așa, AM. Este, cu cine este egal? AM. Deci, AM. Este egal cu 1 supra 2 plus, e 1 supra K plus 1, 2 plus, nu? E 1 supra K plus 1 pe deci, lângă AC. Mă uit în Miruna la AM și vreau să... Avem relația aia, 1 supra K plus 1 plus ori AC plus K plus 1. Hai să le dăm cu K valoarea la portul. De ce? Că momentan ne folosește. Dar păi, dacă noi demonstrăm că 3 GG prim egal cu 0, nu e gata problema? Da.
Păi asta, hai să scriem un pic pe AM. Dar ca să scrii pe AM, în raport cu cine vrei? În raport cu AC și cu AB. Păi e perfect. Asta vreau să spun și eu. Și dacă vrei să scrii un raport cu asta, trebuie să spun, să notez valoarea raportului cu K. Da? Bine, cu K. Da, deci AM egal cu. Și atunci vine ca AM. AM. Cu 1 supra 1 supra 1 supra K plus 1 ori A. Dar nu e aceeași K de acolo. Ce? E K de aici. MB supra MC. Dacă segment, corect. 1 supra K plus 1 ori AC. Corect, segment, da? Da. Deci 1 supra K plus 1 ori AC. AC. Plus K supra K plus 1 ori AB. Supra K plus 1 ori AB. Acum, AC. K egal cu, știm foarte bine, K este egal cu... Nu știm. Nu. Valoarea raportului acesta. Corect. Acum, acum să zicem BN. BN. Avem BN. 1 supra K plus 1 ori AB. Este egal cu 1 supra K plus 1 ori AB. Ori AB. Plus K supra K plus 1 ori BC. K supra K plus 1 ori BC. Sau ori CB, că aici contează sensul adiținului de amuțe. Ori BC, așa. Ori BC am zis bine? Deci aici ai spus AB, BA. E BA trebuie acum. Aici BA. BA. Să fim atenși aici. Da, da. Nu, acolo e corect. BC. Da. BM și CP. CP. Și CP egal cu 1 supra K plus 1 AC. K plus 1 ori AC. Și K supra K plus 1 ori BC. K supra K plus 1 ori BC. Acum, dacă, eu nu știu dacă ai zis bine AC și BC, ia uitați-mă. CP. Deci încă o dată. CP. CP. CA vine în mână. CA și CB. CP. CB. Și CA. Și CA. Dar contează că e CB, că CA. Deci CB mai întâi și apoi CA. Nu. CA, nu AC. Tu ai pus AC și BC. Stai puțin, contează dacă 1 pe K, 1 plus ori BC sau ori... Sigur că da. Ori CB, să zicem, că CB. Deci, hai să vedem așa. Care e ordinea? CB sau CA? CP, dacă a zis CP, da. Atunci CP era CB pe B latura mai mare. Supra latura mai mică. Și atunci zici ce? Era latura mai mare, supra latura mai mică. Așa, așa, așa. Dar cum sunt egale? Da, dar cum sunt egale ca ori 1. A, corect. Bun, deci 1 supra K plus 1 ori CB. Deci CB este egal cu 1 supra K plus 1 ori CB. Ori CB. Așa. Plus K supra K plus 1 ori CA. Bun, și atunci la prima A e invers, e AB la prima. CA. Hai să mai vedem încă o dată. Să le luăm la capăt. AM. Deci AM este egal cu 1 supra K plus 1 ori AB. Ori AC, că asta era mai mare. AM. Dintre AC și AB, nimeni mai mare AB? Dintre AC și MB. Dintre C, M și MB. Deci nu mă interesează. A, dintre ălea, dintre... Raportul de aici. Deci când am făcut raportul, ne-am zis așa, ce e M supra MB. A, ok, ok, gata, bun. Bun. Dar hai să vedem dacă e corect scris acum. Hai să vedem. A, M este egal cu 1 supra K plus 1. Ce A. Ce. A, C. A, C. Plus K supra K plus 1, A, B. Da. Deci cel mai mare pe la mai mic, da? Așa, da, să... Atunci la B, E. B, E. E. 1 supra K plus 1. 1 supra K plus 1. B, A. B, A, am zis, da? B, A. Supra... K supra K plus 1, B, C. Da. Și acolo am zis bine, da. Deci este bine acum. Și acum hai să vedem resuma lor. A, E. Plus BN plus CP egal cu AC am 1 supra K plus 1. Da, și acolo aveți K supra K plus 1. Așa. Deci vine 1 supra K plus 1 AC
AC plus plus dacă vreți K supra K plus sigur că da. Scot pe AC. Da. Și vine minus atunci când dacă zic AC, aici e CA. Aici e CA minus. Asta da, minus K supra K plus 1. K supra K plus 1. Ori e AC. AC. Ori AC tot. Așa, pus în paranteze, da? Da. Plus acum. 1 supra K plus 1. Pun BA și da. Trebuie să fie AB undeva. Uitați, AB acolo. Da. Aici K. AB scoate, scoatem la sfârșit. Deci îl scoatem pe AB sau BA? Da, scrieți K supra K plus 1 atunci. K supra K plus 1. Și minus atunci. Minus 1 supra K plus 1. Ori AB. Ori tot ori AB. Și acum ce mai avem? Și plus BC. Care înseamnă cât? Păi să ne uităm un pic, să vedem cum îl avem. Uite, avem o dată BC, K supra K plus 1. Deci K supra K plus 1. Uite. Minus o să fie. Deci K supra K plus 1 pe, la cine acum suntem? La BC sunt. BC. BC K supra K plus 1. Minus. Minus 1 supra K plus 1. 1 supra K plus 1. Minus 1 supra K plus 1. BC. BC. Și este egal mai departe cu aici capusul e peste tot. Vedeți că două paranteze avem la fel și una nu. Am pus bine? Dacă vrem să schimbăm, aici ar vine CA. Nu? Da. CA și ar vine casul la capus 1. Ia să vedem dacă avem CA. CA, dacă scriam așa, casul la capus 1, minus 1 spre capus 1. Da. Dacă lăsăm așa, ar veni 1 supra K plus 1 pe lângă. În loc de vectorul AC, eu pot să spun... Demonstrăm. Vreau să lucrăm asta. În loc de vectorul AC, AC, egal cu AB plus BC. Că ce a plus AB e CB. Nu, de la A la C, AC egal cu AB plus BC. Sau CA egal cu AB plus BC. CA egal cu? AB plus BC. Nu. CA e cu minus. Deci, A, de la A la C, mai într-un triunghi. De la A la C mă duc prin B. AB plus BC. Hai să lăsăm așa. Da. Pur și simplu. Că avem AB și avem și BC. Și atunci ar fi așa. 1 supra K plus 1 și aici ar fi Nu, nu, 1 supra K plus 1. Am scos 1 supra K plus 1, nu am capul la primul. Dar din ultimele, dar nu, K supra K plus 1, minus 1 supra K plus 1, totul pe lângă BC? Păi uite, mama, de relațiile aia, că n-am adunat. Uite aici. Avem BC aici și mai avem CB aici. Da. Și când am adunat... Păi, unul e invers. Și l-am scăzut. Și am scăzut. De aceea zic, de ce l-am scăzut în factor comun? Și atunci a venit minus 1 supra. Deci, acum, în loc de vectorul AC, spunem AB plus BC. Da. Hai să o luăm ușor, da? Da. Dacă vreți să... aici a venit 1 minus K. Hai să scriem așa. 1 minus K supra K plus 1. Așa, da. Ori AC. AC. Plus. Care înseamnă, în loc de AC, pot să zic AB. AB plus BC. Plus BC. Plus. K minus 1 supra K plus 1. Ori AB. Ori vectorul AB. Așa. Deci ori AB. Plus. Tot K minus 1 supra K plus 1. K minus 1 supra K plus 1. Ori BC. AB. Și aici ori BC. Și egal cu. Observăm că K plus 1 poate să fie scos de la un capăt la altul. Deci vine 1 supra K plus 1. Pe lângă. 1 minus K ori AB. 1 minus K ori AB. Și plus K ori BC. Plus K minus 1. Plus, hai să zic, 1 minus K. 1 minus K ori AB. Ori BC. Ori BC, da. Da. Plus K minus 1 ori AB.
K minus, K minus 1 ori AB. Plus K minus 1 ori BC. Și acum, egal cu 1 supra K plus 1, pe lângă AB, dacă scotem fractor cu 1, dar 1 minus K ori AB, pe lângă K minus 1 ori AB, se reducește. Deci 1 minus K și dincolo de K minus 1. La fel, 1 minus K ori BC cu K minus 1 ori BC. Și în ce mai dat, egal cu 0. Vectorul 0. Și deci, înseamnă și am arătat că... Nu, dar mie tot m-ați pierdut. Deci avem plus K supra K plus 1, nu egal cu... Unde a zis? Acolo, egal cu... Deci a spus chestia aia. Deci, așa, mai jos, plus... curând. Aici? Nu, mai sus. Aici? Nu-i plus în loc de egal ăla? E plus ăsta, da. E plusul de aici. Nu. Da, plusul de aici. Da, de acord. De acord, că e intervenit. Deci, în clipa asta, hai să mai vedem încă o dată. Am scris pe A ieri, cum arată. Am scris pe B ieri. A, așa cum am scris. Pe CP. Da. Da, 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 da. Și le-am adunat și conform teoriei mele cele care vor zicea. Nu, acelea le-am scris, era un plus aici, da? Și ca idee, că e centrul greutate. Asta era de pas. Dar și acolo trebuie să fii atentă cu BA, nu tot una cu AB, cu CB, cu... deci acolo dacă ești atentă după aceea la adunare trebuie să-ți iei 0, vectorul 1, altfel nu-ți dă. Da, sigur, dacă ești tot semn, totul s-a terminat. Da? Deci când am fixat raportul acela cu K, apoi trebuie să urmărim aici cu multă grijă. Mare pe mic. Da, mare atunci, pe mic. Și peste tot mare pe mic. Tot timpul avem așa grijă, ca acel 1 supra K. Să respectăm raportul. Neapărat, că altfel totul. Înțelegi-mi? Și să demonstrezi. Ce teoremă e asta? Acum teorema lui Papus. Teorema lui Papus, da. Deci dacă... Nu mai vreau. Dacă mai e. Da. Dacă M, M și P sunt puncte pe laturile unei triunghi și nu sunt împrăștiate la întâmplare, ci împart pe fiecare în raportul respectiv K. Și atunci, știi, important era să notezi valoarea raportului cu K. Și de acolo pleci. Dacă ții cont bine, iese. Deci asta a fost cea pe care o aveam de bază. Da. Ca centru spune, să fie vectorul nul. Aici trebuie să ajung. Și atunci am zis, A, M cu cine este, B, M cu cine este, de toate aceea ce știu că un segment, un da, punct de bată în segmentul într-un raport dat. Știți ce am zis și simplu de asta tot am astăzi. Este o chestie destul de interesantă așa, adică să vadă dacă știu. Miezul problemei fiind asta de așa. De acolo pleci, scrii pe A, M, scrii pe B, M. Și să știi, când împarte un... punct în parte un segment într-un raport dat, apoi oricare ar fi punctul M din plan, AM acela este egal cu K, dacă valoarea raportului mare pe mic, acolo cu cum îi da raportul, ții cont de asta? Atunci vine AM egal cu AC, 1 supra K plus 1 are C, plus K supra K plus 1 are B. De acolo ții cont mic și tot, ții cont de tot. Bun. Nu primă seara asta, că suntem destul de obosit. Da. Păi nu rămâne decât să mai continuăm și altă dată și vreau să... Trecut tot semestrul ăsta, chiar mă gândeam așa în sine mea, păi să 3 săptămâni, foarte repede și s-a făcut... Nu 3 săptămâni, până la sfârșitul ianuarie, atunci termină semestrul. Am înțeles, dar știi, după aceea, după 3 săptămâni astea care urmează, acum este perioada de teze, că trebuie să dea teze. Da, după aceea vacanța... Vacanțele merg 3 săptămâni, cele mai mare lucru, noi nu se mai face. Deci, aproape semestrul ăsta... Da, foarte repede, s-a făcut... La revedere! Păi, acum, ca să...